Chiar dacă stagiunea s-a încheiat, iar mulți actori și regizori sunt deja în vacanță, directorul teatrului Tudor Vianu, Mircea Meionescu, se gândește deja la piesele care vor fi jucate din toamnă pe scena Instituției de Cultură Giurgiuvene. Prima dintre ele va fi o dramatizare după romanul America de Franz Kafka, realizată alături de teatrul Pygmalion din Austria. Piesa urmează să se joace la Giurgiu pe 18 sau 20 septembrie. Încercăm două spectacole realmente de ținută, o America după Kafka, proiectul româno-austriac cu Teatrul Pygmalion din Viena. Încă discuțiile merg greu. Actorul Valentin Teodosiu e în concediu în Grecia. Sper ca pe 1 august să demarăm lectura. Cel de-al doilea spectacol de ținută va fi realizat în urma unei alte colaborări, de această dată una româno-bulgară. Totodată sunt în discuție și cu un proiect româno-bulgar, Giurgiu Ruseu, o piesă bulgărească, să o pună Orlin Diacov aici. Și el a plecat în concediu, probabil că voi pleca și eu ca să mă aliniez la ceilalți și atunci să venim sfârșitul lunii iulie și să încercăm să dăm drumul cu turație maximă. Al proiect gândit de Mircea Meionescu vizează o adaptare a unor texte de Constantin Noica după ideea unui regizor român stabilit în Canada. Mai e încă o discuție pentru un spectacol după Noica, texte de Noica într-o viziune româno-canadiană. Daniel Bucur, regizor cu facultatea terminată la București, dar care încearcă să ducă ștafeta acestei școli românești de teatru și în Canada. Sper să ne înțelegem, să fie un spectacol cu Răzvan Vasilescu sau cu Emil Boroghina. Nici tinerii nu vor fi uitați în noua stagiune. Mai e și o piesă pentru tineret, să vedem dacă îi putem da glas scenic. Școala de proști, cum nu se poate mai bine, e scris acum 2 ani, despre bacalaureat. Și cade ca o mănușă, vom vedea, s-ar putea să o fac cu câțiva studenți. Singura problemă este reprezentată în acest moment de bugetul restrâns de care Teatrul Tudor Vianu beneficiază. Însă, directorul Mircea Meionescu speră ca problemele financiare să poată fi depășite, iar piesele montate. Idei sunt, proiectele sunt demarate, scrise, dar întotdeauna între gând și scenă se pot petrece multe. Eu sper să se petreacă lucruri frumoase.